muncit, să vorbiți clar și scurt ideile voastre, dar într-un mod atrăgător. Astfel încât oamenii care vă aud să zică, vreau să fac mai mult. Hai să ne vedem, să vorbim mai în detaliu despre chestia asta. Elevator pitch vine de la ideea asta de skyscrapers în America, zgârie nori, da? Și mergi într-un lift și te trezești Bill Gates lângă tine. Și ai o idee pe care Bill Gates poate investi 1 milion de euro, mărunțiși din asta, și să facă o super afacere și evident tu să-ți trăiești visul de a pune ideea ta în aplicare. Da, liftul ăla durează și el 30 secunde, un minut poate să ajungă sus, așa că trebuie să fii scurt și convingător. Asta vor exersa colegii noștri aici, cu voi. În 60 de secunde, sau mai puțin, să vă transmite câte ceva despre ei, despre cine sunt și despre ce vor să vorbească. O să vi spun la început și la capăt, la fel, o să facem o recapitulare. Și voi veți decide cine dintre cei 7 sau 8 cât s-au înscris va vorbi data viitoare. E minunat ce se întâmplă când oamenii consideră vorbitul în public important. Fiindcă, din păcate, indiferent de nivel, că vorbim de o conferință normală sau că vorbim de un dita mai CEO sau poate chiar om politic care are deținut un discurs, las că mă descurc eu acolo. Cam asta e mentalitatea, din păcate. Și nu doar la noi. E o chestie generală. E o idee care mă lupt de 7 ani și care fac tot posibilul să o schimb. Nu te descurci tu acolo. Ai o oportunitate unică de a transmite ceva unor oameni. Profită la maxim de ea. Profită la maxim de ea înseamnă să te pregătești. De asta am pus întâlnirile la o lună depărtare. Ca speakerii care vor fi invitați să nu vorbească, să aibă niște discursuri pregătite și de asemenea câștigătorul pitch-ului să aibă un discurs pregătit. Câștigul pitch-ului este primul pas în a vorbi data viitoare. Pasul 2 este să primesc un plan de idei până vineri la ora 8. Pasul 3 este să ne vedem și probabil că ne vom vedea de 2 ori să lucrăm la speech. În momentul în care prin acești pași trecem cu succes, avem un speaker data viitoare. Dacă undeva pe drum ceva se întâmplă, câștigul acestui pitch nu garantează că va vorbi data viitoare, ci doar dorința de a ține un speech minunat și munca care este în spatele acelei dorințe. E o chestie minunată dezvoltarea asta personală. Dorește-ți cu adevărat și vei obține. Știi? Eu mă imaginez pe un scaun și în fața mea este cea mai bună mâncare din viața mea, la vreo 2 metri. Și mi-o doresc cu adevărat, dar nu se întâmplă nimic până când nu mă ridic și fac niște pași înspre acel țel. Asta este, adică îți dorești să vorbești în public, este minunat. Dar trebuie să și muncești ca să meriți să vorbești în public. Și să faci asta bine și să profiți la maxim de această oportunitate.